Toată lumea și bine ați venit la un episod din seria noastră de FIFA 16 Food Draft. Hai să vedem ce o să facem în episodul de azi. Da, și în episodul de azi am de gând să vorbesc despre un anumit lucru și anume copyright-ul. Vom juca totuși așa, dar nu vom, dar nu vom, dar nu, să nu credeți, nu o să zic un episod special, că nu văd, în orice, nu văd ceva așa de, dar da. Am văzut la, de exemplu, la YouTuberii mari că, de exemplu, poți să faci un copyright pur și simplu cum poți tu mai bine. Mie nu mi se pare deloc fain copyright-ul, totuși. Ideea este că trebuie până la urmă să mai ai și să mai aibă și alții ideile tale, numai că uneori nu mi se nu prea îmi place, de exemplu, să ai copyright despre cineva care ți-a furat ideea. De exemplu, dacă vrei să Uronală. Să faci, de exemplu, o serie de Minecraft în care să te joci, nu știu, zic și eu, Sky Giants și vezi altcineva că face tot aceeași serie de Sky Giants. Nu contează de ce ar fi copyright doar pentru că ar putea el face chiar, poate ar putea face chiar mai bine ca tine. Ar putea juca chiar mai bine decât alții care, de exemplu, postează o dată pe lună sau o dată pe an. Bine, n-ar mai fi canal de YouTube dacă ai posta o dată pe an. Dar zic și eu. Așa. Și da, dacă de exemplu încerci să faci o anumită serie în care vrei să vorbi, în care vrei mai mult să joci un anumit, adică ești ca și cum ai fi pasionat de acel joc, îți place mult și vrei să faci serii mai multe. Nu te lăsa bătut doar de comentariile care zic că l-ai copiat pe celălalt. Nu văd ce e rău în a face, de exemplu, ceva. Poate chiar tu ai avut prima idee și ți-a furat-o altcineva. Poate să te gândești așa. Adică, până la urmă, cine nu poate să-ți fure ideea? A, da, numai prietenii. Așa. Da. Și mie mi se pare un pic mie mi se pare un pic ok, de exemplu, dacă mai faci din când în când, așa mai de după seriile altuia. Dar acum să fim serioși, nu spui, bă, l-ai copiat pe cela că joci un anumit joc. Nu văd ce e rău, de exemplu, în a mai scrie, de exemplu, în a mai face alte serii care le fac și alții. Adică și YouTuberii mari mai copiază de la alții. Doar nu cre... Bine, nu copiază. Zic și eu așa. Că, de exemplu, nu poți să găsești pe cineva care să nu facă... Că asta ar fi trebuit, de exemplu, să te apuci din 2001 să faci toate jocurile posibile până în 2015, până în 2016 și după aia, și după aia toată lumea să nu mai aibă ce să filmeze. Da, na. Ce? Mulțumesc, mama. Aha. Hai să trecem direct la meci. Acum mănânc și eu ceva. Bun. Aha. Meci salvatorul. Încă o victorie, perfect. Hai să vedem și pe suedezii. Mamă, mamă. Mamă, asta a fost un atac al unuia. Scuze dacă auziți ceva, dar tata am... Tu uite, dar ceva pe la televizor. La un film. Și na. Da, lasă-mi lăsat în comentarii dacă, de exemplu, vă place copyright-ul, nu să abuzez de el, așa, din când în când. Ia ce barbar este. Așa. Și da, să-mi spuneți dacă chiar vă simțiți, de exemplu,
Mai ciudat dacă cineva, de exemplu, scopiază seria. Nu știu, într-un fel te mai simți și tu. Dar nu te... Na. Asta doar pentru că un cineva s-a uitat la seria ta și na, a zis că e faină și că vrea să posteze și anul, văd care ar fi, ce ar fi rău în asta. Na. Și am de gând să mai postez, să mai spun un lucru. Că totuși se va termina și episodul, pentru că vom face numai două. Mă grăbesc undeva. Și dacă, și da, e tot filmul lui tata. Da, mai încet. Așa. L-a auzit. Bun. Hai, repede, repede, repede. Sper că n-au auzit nimic, pentru că, na, nici la mine nu se mai aude nimic, da? Așa. A, bă, da, chiar mai tare. Așa. Sim draft. Se uite și acum am băgat pe două canale. Și la știri, hai repede, repede să termin. Hai repede să vedem. Să-i batem pe italieni. Bă, i-am bătut pe italieni. Hai acum să vedem și pe... Bă, nu știu ce țară e asta. Tot nu lăsați în comentarii dacă știți voi ce țară e asta. Pentru că eu chiar în viața mea n-am mai văzut de asta. Și parcă am grăbit. Dar na, am zis să mă grăbesc undeva. Dacă câștigăm, terminăm episodul oricum, chiar dacă pierdem, chiar dacă câștigăm. Și da, am terminat meciul, hai să deschidem aceste pecuși, după aia vom vedea. Cu ceva destul de bun, Alaba și Golden Pecu, Matuidi bun. Dar na, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Scuze, dar sunt cam contra cronometru. Dar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!